Faptele Sfinților Apostoli, citire, să luăm aminte. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum l-a văzut pe Domnul pe cale și el i-a vorbit și cum a propovăduit în Damasc cu îndrăzneală numele Domnului Iisus. Amin. Așezați-vă. Mai are și puștarul. Prea cu cei ce părinte, dragi frați și surori, mis credincioși, aș vrea să vorbesc puțin și iară vreau să dăm slavă Dumnezeu pentru această potrivire deosebită dintre apostol și Evanghelie. Mi-am minunat și duminica trecută când am văzut cum Domnul Hristos vindecă pe slăbănog, paralizat, la Evanghelie, apostolul Petru vindecă pe Eneia, tot paralizat, și învie pe Tabita. Acum, iar la Evanghelie am văzut cum Domnul Iisus Hristos o ajută pe samariteancă să găsească apa cea vie, cum o abordează direct, personal, cum mă uimește, dovedindu-i că el îi cunoaște întru totul viața. Și la apostol vedem pe Sfântul Apostol Pavel, care, așa cum am sădit să citesc aici din Biblia asta scrisă foarte mărunt a Părintelui Claudiu, că Barnaba le istorisea apostolul și creștinilor despre el, pentru că așa de mare a fost schimbarea lui, încât nu credeau. Sfântul Apostol Pavel a apărut o situație foarte delicată și foarte greu de dus, foarte greu de rezolvat. După ce s-a convertit și a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, evreii au căutat cu disperare să-L ucidă. În fel și chip, după cum știm, în mai multe rânduri au încercat, până acolo încât s-au jurat să nu mănânce, să nu bea nimic, până nu-l vor omorâ pe Pavel. Atât de înverșunați erau împotriva lui. Însă chiar la început, și creștinii îl priveau cu reținere. Atunci nu erau mijloace de comunicare atât de la îndemână cum sunt astăzi și mulți dintre ei știau despre el că e mare prigonitor și știau că trebuie să se ferească și acum dintr-o dată îl văd că vorbește despre Domnul Iisus. Și se gândeau, nu cumva face o viclenie. Se dă că e de-a nostru ca să ne cunoască, să ne afle locurile unde ne adunăm, unde ne ascundem, unde ne strângem și apoi să ne poată aresta. Și au început să se ferească de el. Deci, deși a trecut printr-o experiență atât de radicală a convertirii, că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat și strălucind într-o lumină dumnezeiască care l-a orbit, a avut și martori. La ora asta, vă spuneam de nu știu câte ori aici, un savant ca maestru Eliade spune că mai ușor poți dovedi învierea Domnului Iisus Hristos privind la convertirea lui Saul decât privind la Evanghelie. Pentru că despre Saul scriu foarte mult și evrei. E foarte ușor de găsit în documentele lor și nu se poate nici cum explica convertirea lui decât printr-o întâlnire directă și dramatică cu Domnul Iisus Hristos. Altfel nu-l putea nimeni schimba pe Sfântul Apostol Pavel, pe Saul, dinainte, apoi Pavel. Dar în vremea aceea a fost foarte greu să dovedească că el e un mărturisitor al lui Hristos sincer. Asta ne arată cât de mare a fost schimbarea lui. Atât de mare că nu-și mai găsea locul după ce s-a întâlnit cu Hristos. Era ceva șocant, ceva tulburător. Încă femeia samariteancă parcă o scoate mai ușor la capăt. O cred ușor oamenii, deși și în cazul ei schimbarea e extraordinară, dar pentru că Domnul Hristos poposește în satul lor două zile,
așa după cum știm, ajung să creadă, auzind de la Domnul Hristos cuvântul lui Dumnezeu și cunoscându-L pe El în mod direct, și atunci e ușor și pentru femeie. Aș vrea să ne gândim, așa cum am auzit și mai înainte de la Părintele Claudiu și de la frați, cum să facem să ne schimbăm și noi cât de cât. Dacă ne gândim numai la aceste două aspecte de la Sfântul Apostol Pavel, că atât de dramatic, atât de total s-a schimbat după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, încât, cum ați văzut, nu-și mai găsea locul. Până acolo încât evreii vor să-l omoare și creștinii nu-l primesc, că era prea de tot, parcă se făcea. Femeia samariteancă vine la fântână în arșița zilei după apă și își lasă acolo gălețile pentru că, aflându-L pe Domnul Iisus Hristos, a găsit apa vie. Și uită de sete și uită de ce a venit și nu mai interesează, de fapt, de dragul Domnului Iisus Hristos și din dorința de a spune cât mai repede și la cât mai mulți oameni despre El. Zicea Părintele Claudiu, înainte de a se încheia adunarea, că dacă ne-am întâlnit cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos, asta se vede din faptul că ne-am schimbat prioritățile. Nu mai ne punem pe primul loc mâncarea, banii, hainele, școala, casa, lucrurile astea pământești, nu mai sunt ele pe primul loc, ci căutăm întâi pe Domnul Iisus Hristos. Cum de fapt ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, celelalte se vor da pe deasupra. Deci exemplele pe care le pune astăzi în față și Apostolul și Evanghelia sunt deosebite. Aș vrea să mai spun iară ceva ce am zis și în alți ani și alte dăți, că toate aceste evanghelii și pericope apostolice în care vedem cum Domnul Iisus Hristos se preocupă în mod direct, personal, de oameni, de oameni concreți, toate acestea vor să ne spună că El nu s-a schimbat cu nimic. În exact același mod ne caută, ne cheamă, ne dorește și pe noi. E adevărat că lumea s-a schimbat mult în rău, pe cum zice chiar cuvântul Dumnezeu, că lumea merge din rău în mai rău. Și se pare că e mult mai greu pentru omul de astăzi, pentru că omul e mult mai slab. Să schimbe așa de radical cum s-a schimbat femeia samariteancă, chiar dacă era foarte păcătoasă. Uite că a avut în ea resurse, a avut în ea putere. A fost ceva încă suficient de solid în ea, încât întâlnindu-se cu Hristos să se poată schimba total. Despre Sfântul Apostol Pavel, ce să mai vorbim? Că exact așa, cum au zis și frații mai înainte, el făcea ce făcea, oarecum cu conștiința curată. El credea că trebuie nimicit creștinismul, pentru că e o erezie periculoasă, care ar distruge iudaismul, religie inspirată, pe care el o susținea și o învățase, și credea că trebuie oprit creștinismul. Dar el o făcea, cum mărturisește în mai multe locuri, cu cugetul curat. Și se vede asta din faptul că atunci când Domnul Hristos i s-a arătat, oricât a fost de mare prețul, chiar dacă de atâtea ori era gata să fie omul și chiar a fost bătut până când au crezut că l-au omorât, de nu știu câte ori. Dar n-a dat înapoi. Și a pus în gând să mărturisească pe Domnul și n-a mai trăit pentru altceva decât pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. El n-a avut nici familie, n-a avut nimic, nu l-a interesat de pe lumea aceasta, după cum știm. Și în absolut toate, când a avut din ce trăi, s-a dăruit cu totul numai mărturisirii Evangheliei, când n-a avut susținători, a muncit cu mâinile lui ca să câștige pentru el și pentru cei care erau cu el, frați împreună lucrători, în orice chip, fără să fie povară pe nimeni, fără să facă probleme nimănui, s-a dăruit cu totul vestirii Evangheliei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem într-un loc ca acesta. Pentru că, cum spunem noi aici, suntem foarte conștienți că dacă suntem aici în biserică și în adunare, Dumnezeu poate lucra. Chiar dacă nu putem să dăm roade și nici măcar într-o anumită mică măsură comparabilă cu ceea ce au făcut acești mari oameni. Femeia samariteancă convertește toată cetatea în
două zile, Sfântul Apostol Pavel merge cu Evanghelia până la marginile lumii și noi poate că dacă ne întrebăm cu câți am vorbit din cei pe care avem apropiați sau din blocul nostru sau de pe strada noastră, ne trezim că nimeni nu-i cunoaștem. Dar, cum vă spuneam, pentru că s-a schimbat lumea. Dacă am fi și noi la țară, într-un sat, acolo oamenii se cunosc, acolo oamenii au încredere unii în alții, acolo dacă cineva vine și spune, și așa a fost de fapt când a apărut oastea Domnului. Prin asta a fost unul din motivele pentru care oastea Domnului a câștigat. Pentru că erau anumiți oameni în sate, chiar ca și femeia samariteancă, cunoscuți ca păcătoși, bețivi, cârciumari, și în momentul în care ei s-au convertit, văzând consătenii lor schimbarea, și-au dat seama că numai de la Dumnezeu poate fi lucrarea aceasta. Ori acum poți să te convertești că nu mai vei de nimeni. Pentru că lumea e invizibilă, e pe iPhone, e pe laptop, e pe nu știu pe unde, dar numai în omul concret nu mai găsești pe nimeni. Nu mai ai nimeni acasă. Dar dacă suntem în adunare, dacă suntem în biserică, dacă ne rugăm, dacă nu putem face ceea ce au făcut ei, clar că nu facem și nu putem face, măcar să mulțumim lui Dumnezeu că sunt astfel de exemple deosebite, că sunt astfel de oameni care s-au schimbat total. Să-i cinstim. De aceea avem sărbători în cinstea Sfinților și cinstindu-i pe Sfinți și bucurându-ne de ei, ceva să mai îndreaptă și noi. Dacă ne uităm numai la cei care au dus Evanghelia chiar în mâinile noastre, la Părintele Iosif Tripa, la fratele Traian, la Ioan Marini, la alți frați, cât s-au jertfit și nici cu ei nu ne putem compara. Dar iară, le cântăm cântările și să le cântăm cu bucurie, să le cântăm cu smerenie, recunoscând că nu suntem nici pe departe la nivelul lor și poate că în smerenia aceasta Domnul ne va putea găsi și pe noi, ne va putea da har, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Și se va schimba ceva de la Dumnezeu. Și cum ajunge să și facem. Mulțumim Domnului pentru, eu aș trebui să spun că trebuie să mulțumim și pentru faptul că, uitați, dragii mei, avem adunarea unită cu vecernia. Nu știu cât ne dăm seama că lucrul ăsta nu e o povară, e o binecuvântare. Deci, eu cred că un creștin cât de cât și-a dea seama că nu se poate una fără alta. Dacă n-am avea și o stare liturgică după adunare, în care să fie rugăciune, în care să ne închinăm, în care să-L lăudăm pe Dumnezeu, în modul acesta, în care să ne rugăm pentru toate, așa cum sunt enumerate în nectenie, am cădea într-o lipsă. Deci avem multe lucruri bune, fericite, pentru care acum putem mulțumi lui Dumnezeu, pe care cei dinaintea noastră nu le-au avut. Și dacă ne rugăm la Dumnezeu și ne va da gândul bun și va sensibiliza inimile noastre la ceea ce e de folos pentru mântuirea noastră, vom ajunge să sporim cât de cât și în dragostea pentru Domnul și pentru toate aceste lucruri cu care Domnul Iisus Hristos vine și ne caută și pe noi. Și dacă suntem atenți, dacă suntem în duc de rugăciune și cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că exact așa cum a căutat-o pe samariteanca, așa ne caută și pe noi. Se oprește la inima noastră și caută să ne ajute să-L primim în viața noastră, știind că El poate să înnoiască și să aducă vindecare și bucurie și înviere dumnezeiască în noi. Domnul să ne ajute. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.